Bună seara, stimați telespectatori! O nouă emisiune Arena Sportivă, o nouă provocare pentru dumneavoastră, persoane deosebite și în această seară în studio, timp în care pentru dumneavoastră cele două invitate, deci v-am divulgat, ca să spun așa, o parte din secretul respectiv, sunt pregătite pentru a vă expune ceva din activitatea lor, o activitate destul de practicată, să spun așa, la noi în țară, dar aici, la noi, pe aceste meleaguri mirifice, ca să spunem așa, este într-o stare incipientă. Dar despre cine este vorba, las pe cele două invitate ale mele să se prezinte. Vă rog. Bună seara, bine v-am găsit. Mă numesc Monica Sălăjan și sunt instructor de fitness de mai bine de 3 ani de zile la o sală privată în cadrul căreia predau clasele de pilates, yoga, step. Sunt co-instructor la antrenamentele de tai bo, interval training și pump fit. Sunt mamă a 2 adolescenți, sunt administrator al unui laborator foto. Deci îmbin două pasiuni pe parcursul unei zile, pasiunea pentru fotografie și pasiunea pentru sport. Da, cea de-a doua invitată. Bună seara și mă bucur că ne-ați invitat. Recunosc că în momentul în care, de fapt, m-a invitat Monica și pe urmă am avut noi o întâlnire și am văzut ce se întâmplă, m-am uitat un pic la emisiunea dumneavoastră și n-am cum să nu vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru că faptul că eu sunt astăzi aici este că dumneavoastră promovați sănătatea și dumneavoastră promovați un soi de disciplină și mă bucur foarte mult să fiu în seara asta alături de dumneavoastră. Sunt Liliana Culda. Cred că am o bază comună cu Monica, pentru că ea își spune antrenor, eu sunt antrenor. Mă gândeam că Monica este antrenor la corp fizic, dar m-am contrazis. Eu sunt antrenor de echipe și în activitatea mea urmăresc performanța în cadrul echipelor care aleg să lucreze cu mine și mai sunt și consultant comportamental și da, în seara asta sunt aici ca și cursant a Monicăi. Da, mă bucur pentru această frumoasă prezentare. Eu vă mulțumesc în numele colegilor din studio care sunt cu partea tehnică la această oră. Timp în care haideți să demarăm primele, să zic așa, întrebări sau primele impresia ale dumneavoastră care au izvorât, bineînțeles, din activitatea pe care o practicați. Deci acea activitate de mișcare, de fitness sau, cum să-i spunem, o mișcare de întreținere, de promovare a, să zic, a sănătății prin acest frumos îndemn de a fi minte sănătoasă în corp sănătos. Dar, doamna Monica, să ne spuneți atunci, deci efectiv, cu ce vă ocupați, să spun. Da, eu am plecat din rândul cursantelor. Deci am început o activitate de fitness ca și Lili în rândul cursantelor, pasiune pentru sport de mică, pentru întreținere în mod special și viața mi-a oferit șansa să mă dezvolt, să merg puțin mai departe. Am urmat un curs de instructor, am preluat activitățile sălii în care activez și acum. Mi-am dorit mai mult, am simțit că pot mai mult. Și am căutat să introduc antrenamente noi la sală, antrenamentele noi fiind cele de pilates și cele de step. Am observat că îmi place ceea ce fac, pun multă pasiune, mă informez și mă pregătesc pentru fiecare antrenament. Fetele de la sală, pentru că suntem în mare parte pe parte feminină, îmi dau șansa ca pe parcursul fiecărui antrenament să caut noi modalități prin care să lucrăm la partea noastră interioară și cea fizică, să găsim un echilibru, să găsim o armonie, până la urmă, între minte și trup. Pentru că noi, da, facem antrenamente și mișcare pentru întreținere, dar vrem să le găsim o modalitate fetelor noastre, celor care vin să facă mișcare, de a lucra cu universul lor interior, de a își controla și coordona propriul corp pentru a deveni mai stabili, mai puternici și pe plan mental să fie mai știu eu, mai să fie mai echilibrat. Mai echilibrat, exact, pentru să că avem anumite trăiri, emoții, după viață și după o zi în care avem tot felul de activități, simțim nevoia și de relaxare. Deci facem și efort, dar ne și relaxăm în același timp. De aceea recomand cu drag și pun accent pe activitățile de pilates, pe activitățile, ne mergem încet și spre yoga și activitățile de step. Asta o să le dezvoltăm imediat după ce o să intre, să zic așa, în priză și doamna Liliana, timp în care
O să întreb direct, cum primiți aceste provocări ale doamnei Monica, respectiv, cum spune, că sunt anumite trăiri, anumite emoții care sunt stopate, sunt anumite energii activate, reactivate, cum vă simțiți în această postură? Dacă stau să mă gândesc așa în spate, eu cred că am făcut sport de 15 ani încoace. Inițial am început sportul cu partenerul Monica, cu Călin. Și cred că am fost vreo 6-7 ani. După care am mai ajuns, în funcție de ce am simțit și de momentele care le-am, trăirile care le-am avut în viața mea, am mai încercat și cu alți antrenori, cărora le mulțumesc și care fiecare dintre ei mi-au dat, cred că exact ceea ce am avut eu nevoie la acea dată. După care, anul ăsta, după pauză de, nici nu știu, cred că a fost o lună sau două, am spus că n-am cum, dacă am început acum 15 ani, pentru mine sportul deja a devenit o necesitate, n-am cum să nu continui. Și atunci am zis, hai să mă întorc la prima dragoste, la Călin. Și am prins un antrenament de spinning, pentru că Călin a făcut taibo și spinning. Și am văzut orarul lor. Și zic, bine, anul ăsta este destul de provocator pentru mine, schimb o carieră, în sensul că din două cariere aleg, așa am hotărât ca să aleg una, zic, până când mă liniștesc un picuț să văd ce se întâmplă, hai totuși să încep cu yoga. Și m-am dus la primul antrenament al Monicăi la yoga și am văzut o liniște, de fapt nu. Am început cu Pilates, mă iertați, deci am început cu Pilates și chiar m-am dus cu o prejudecată. În sensul că mai lucrasem acum, nu știu, câțiva ani Pilates și nu pot să spun că mi-a plăcut chiar atât de mult. Și am zis, domnule, știi, dacă pentru ce am eu nevoie în viața asta, îmi trebuie ceva mai relaxat și mai liniștit, hai să merg la Pilates. Dar felul în care a făcut Monica Pilates, pur și simplu m-a captat. Probabil că undeva am să trag o linie, pentru că le-am încercat pe toate, tot ce a spus Monica aici, și yoga, și Pilates, și step workout. Probabil că am să trag o linie și am să spun că, în general, profesioniștii, să știți că își pun o uniformă și își pun o mască și își pun masca aceea nu în sens urât, în sensul acela foarte bun. Adică, când ești profesionist, tu arăți pasiune, tu arăți competențele tale, tu duci la desăvârșire absolut tot ceea ce faci acolo, pentru că nu degeaba ți se spune profesionist. Ce am întâlnit eu la Monica, am întâlnit un cu totul alt om. Dacă am întâlnit la yoga și la Pilates un om relaxat, liniștit, care pune accentul pe corp și pe dezvoltarea, armonia sa corpului și frumos și întins și să ne dezvoltăm într-un alt fel corpul nostru, am întâlnit-o cu tot o altă persoană la step workout. Adică dacă eram liniștită și relaxată și zen în partea asta, din coace ieșea fiara din mine, pentru că vedeam că iese fiara din Monica. Adică și asta înseamnă profesionistul. Adică tu, în momentul în care îți alegi ca să faci ceva, tu nu faci oricum. Vă dați seama că am început de la yoga, ca pe urmă să le cus pe toate celelalte și în momentul de față nu ajung la ei la sală în momentul în care îmi este timpul ocupat sau sunt plecată din localitate. În rest, dacă aș putea, probabil că m-aș duce în fiecare zi. Și de la Monica, deci pot să spun că Monica a fost pentru mine, v-am spus, ne leagă partea aceea că suntem antrenori. Ea antrenor pe o parte, eu antrenor pe altă parte. Eu am învățat de la Monica, am văzut la Monica și m-am lăsat inspirată de ce înseamnă să faci ceva cu pasiune. Și la un moment dat nu mi-a venit să cred că ea este în stare să ducă antrenamentele la acel nivel. Adică, pe bune, este ea și este cu ea și transmite asupra noastră tot ceea ce avem nevoie ca să ne încărcăm, nu știu, poate să ne încărcăm pozitiv, să ne încărcăm energetic. Da. Să ne formăm tonus, să ne redefinim corpul sau, deci este minunat ce. Haideți să intrăm atunci, cum a spus dumneavoastră, direct în subiect, adică să ne spun acele categorii pentru care se adresează efectiv și cum decurge acel antrenament care, sigur, îți dă până la urmă, cum zicea și doamna Liliana, îți dă un tonus de prospețime, un tonus îmbietor de a uita de anumite probleme, să zic, inerente ale vieții. Deci cum procedați? Vorbesc despre primul antrenament în ordine în care l-am introdus la sală. Exact. Da, despre Pilates. Despre Pilates. Acest antrenament lipsea oarecum sălii noastre ca să aducem un plus. L-am introdus de 3 ani de zile. De 3 ani, practic, Pilates. Deci în ce constă acest Pilates? Așa. Noi mergem
în practica Pilates mergem pe 6 principii. Activitățile, exercițiile sunt statice, mai mult statice, și mergem mai mult pe grație. Pe grație, pe concentrare, pe precizie, pe control. Încercăm să ne concentrăm asupra execuției mișcării și nu ne interesează cantitatea, ne interesează calitatea. Deci calitatea. Chiar dacă facem un set de exerciții și nu ne iese tot setul, mă interesează ca fetele mele să execute 2-3 exerciții, dar să fie calitative. Și aici punem mintea, punem universul nostru interior și vrem să găsim un echilibru între corp și minte. Ne relaxăm pentru că folosim tehnicile de respirație, folosim exercițiile care se centrează în jurul abdomenului pentru a deveni mai puternici, mai stabili, ne acționăm mușchii care sunt în jurul coloanei vertebrale mergem puțin pe relaxare, dar și pe efort fizic. Încercăm să le îmbinăm cele două. La partea de yoga mergem mai mult. Deci acesta a fost, ca să știe și telespectatorii, partea Pilates. Pilates. Bun, da, trecem la categoria. La yoga iarăși respirația este diferită. Inspirăm pe nas, expirăm pe nas. Față de Pilates, când inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Și ne concentrăm foarte mult pe poziții, pe asane. În yoga ne interesează foarte mult să avem controlul asupra exercițiilor, control atât exterior cât și interior. Stăm mai multe secunde, cum ar veni în anumite poziții, inspirăm, expirăm. La fel, căutăm să găsim un echilibru între corp și minte. Ne ajută foarte mult și muzica pe care o folosim în background, pentru că ne liniștim, ne relaxăm, lăsăm gândurile să vină și să plece, ne concentrăm strict pe persoana noastră. La fel le spun fetelor, lăsați gândurile să vină să plece, concentrați-vă pe respirație, încercați să vă relaxați, încercați să vă bucurați de condiția fizică pe care o aveți în momentul respectiv, pentru că nu mă interesează cât de mult poți sau cât de departe reușești să ajungi, ci prezentul. Da, să vă întreb un picuț, un pic, să zic așa, din gândurile dumneavoastră foarte exotice și să vă întreb această muzică care zice dumneavoastră că te invită la calm, la o armonie, la, mă rog, cu totul interioară, îți calmează interiorul, deci de unde provine? Sper că nu este o muzică metalică sau nu știu ce de gen. Nu, este o muzică în mod special pentru meditație, da? O muzică care are în background cântec de păsări, știu, imită curgerea unui râu, natura în mod special, natura, pentru că trebuie să mergem înspre meditație, înspre găsirea sinelui și atunci trebuie să ne calmăm și atunci frecvența este scăzută, deosebire de celelalte antrenamente unde ne trebuie energie, ne trebuie un beat, ne trebuie o muzică mai dinamică. Da. Haideți să o întrebăm pe doamna Liliana. Puteți să puneți o întrebare așa directă, ca și pentru un antrenor mare de fitness, să zic, un instructor de fitness. Da. Cam ce ați întrebat-o, efectiv? Am niște întrebări în minte pe care aș vrea să le adresez, dar la ceea ce a spus Monica, pur și simplu, o să vă rog să îmi dați voi când mă pot abține. Sigur, vă rog să faceți. Mă gândeam așa, că sportul nu este pentru oricine și că sportul este pentru cei puternici. Și că, mai ales când ai mentori în sport, acei coach desăvârșiți, poate că aparent este mai greu, dar tu de fapt trebuie să te lași să fii acolo și să te lași pe mâna lui și să-ți dai răbdarea că pur și simplu se va întâmpla. Adică prima dată când am fost la tine la yoga sau la Pilates, am avut impresia că a doua oară n-am să mai vin. Dar așa de frumos m-am lăsat. Ați întrerupt o perioadă? Sau... Nu. Spuneam că sportul este pentru puternici. Adică nu oricine poate să facă sport, ci poate să facă sport la nivelul la care face Monica și cu Călin la sala la care sunt ei. Bun, acum, deci sunt diverse categorii de sport. Am încercat și asta. Dar la categoria care ați spus dumneavoastră, vă încadrați perfect. Cred că orice fel de sport, cred că e făcut de oameni puternici, pentru că presupune disciplină, presupune autocontrol, presupune nu numai
munca cu trup fizic presupune inclusiv minte și dacă antrenorul reușește să-ți imprime o stare de bine, înseamnă că lucrează și cu sufletul tău. Și atunci vă dați seama că este trup, minte, spirit. Uitați-vă că merg și lei pe toate, da, de la un astfel de antrenament. Haideți să, și aș vrea să întreb într-adevăr. Da. Pentru mine, deci pentru curiozitatea mea, Monica, ce înseamnă sportul pentru tine? Pentru mine sportul înseamnă, și vreau să iau așa la general, emoție. Emoție. Pentru mine fiecare antrenament reprezintă o mică scenetă. Sala este, într-un fel sau altul, scena mea. Cei care participă la antrenamentele mele sunt actorii cu care realizăm în acel moment un anumit scenariu. Bine că scenariul diferă de la un antrenament la altul, de la o zi la altul, dar e ca o poveste. Eu pot să vin de acasă cu un antrenament, știu, structurat într-un anumit fel, dar în momentul în care văd cursanții, pot să schimb poate 100% antrenamentul, pentru că ele îmi vin cu o anumită stare, ele îmi vin cu o anumită energie, eu trebuie să le preiau stările lor și trebuie să fac antrenamentul astfel încât să devină plăcut pentru ele și să meargă cu o stare de bine. Ceea ce, zic, eu reușesc, pentru că le văd zâmbetele de la final, le văd starea cu care au venit și starea cu care pleacă. Și atunci, eu cred că pentru mine cel mai bun termen este emoție. Este emoție, este nebunie, este energie, este dincolo de pasiune. Dincolo, bun, de pasiune. Înseamnă că dumneavoastră, imediat, dacă niște cursanți, să zic, noi nouți, scoși din cutie, în ghilimele, vin la dumneavoastră, îi puteți adică la început, să zic, radiografia, îi puteți citi, ca să zic așa, în funcție de... Exact. Deci exact. Există această știință a citirii, da, persoanelor. Deci trebuie să ne adaptăm antrenamentele în funcție de persoanele care participă în acel moment, pentru că pot să fie începători, pot să fie avansați și atunci trebuie să le oferi fiecăruia bucățica aceea. Da, și să încep cu o partitură care să, exact, în final să atragă, exact, cât mai multă. Exact. Fiecare să se simtă confortabil, pentru că dacă ești la început, ai oarecum, știu, o temere, poate nu mă ridic la nivelul celorlalte și atunci trebuie să-i dai acele exerciții, să-l încadrezi în atmosfera respectivă astfel încât să se simtă confortabil. Că nu e la început, ești parte din echipă. Da. Haideți că a fost foarte bună întrebarea asta. Sper că mai ridicați o, da, întrebare mai am, la fileu. Mai am încă patru întrebări, dacă da, haideți să începem cu a doua, că deja... Dacă ați... am întrebat-o pe Monica ce înseamnă sportul pentru ea și, da, ne-a dezvăluit ce înseamnă sportul pentru ea. Dar ce înseamnă sportul pentru tine ca și profesie? Ca și profesie. Noi am mai avut discuții și am avut niște păreri așa expuse referitor la ce înseamnă sportul în general. Am început sportul, cum am zis, din rândul cursantelor. N-am văzut-o la început ca și o profesie. Și o iau în continuare, că nu este ca și o profesie. Este mai mult de atât. În momentul în care intru în sală, pentru mine toată starea mea interioară se schimbă. Mă simt acasă, mă simt ca într-o familie unde toți ne iubim. Unde începeți o activitate, exact, care... Da, unde începem o activitate, nu pentru că trebuie. Nu pentru că trebuie, pentru că îți oferă o anumită plăcere, o stare de bine. Și atunci, nu iau ca și o profesie, o iau ca și un lucru pe care îl fac în orice moment al zilei, indiferent de starea pe care o am pe parcursul zilei. E dincolo, v-am spus, da, de pasiune. Dar e mai mult în același timp pot să vă spun că sigur că dumneavoastră, în cadrul, să zic, organizat, percepeți și niște tarife acceptabile care, exact, probabil, da, vă acoperiți anumite costuri, da, inclusiv, da, emoțiile dumneavoastră care, da, ați spus că... Dar nu este meseria mea de bază. Eu am alt job pe parcursul zilei, iar ceea ce fac din plăcere. Bun, interesant. Dacă vine și partea financiară, e ok, foarte bine. Da. Eu zic că sunt calități care trebuie apreciate și sunt apreciate ale dumneavoastră calități, să zic, și ale teamului din care faceți parte, de acești cursanți, cum este și doamna Culda Liliana, care este un exigent, să zic așa, cursant, dar în același ei timp... Ei ne ajută să ne dezvoltăm, este ne și provoacă. Fructos, da. Deci exact, ne provoacă. Personalitate care provoacă. Dar aceste calități ale dumneavoastră, care, zice, sunt unele native, unele din mers le-ați... Da. Cam care, să zic, ar fi niște calități care ar fi transmise
sau, mă rog, ar avea un acces public, să zic așa, general, la cursanți. Deci, în primul rând, creștem stima de sine. Pentru că ne transformăm. Ne transformăm în timpul unui antrenament sau de-a lungul antrenamentelor. Ne transformăm atât fizic cât și psihic. Creștem stima de sine, devenim mai puternici, la fel, atât mental cât și fizic. Și atunci beneficiile sunt pe toate planurile. Te încarci cu energie, mergi acasă și încă cel puțin o oră zbori, ești vesel, poți să faci anumite activități care înainte ți erau greoase. Ești mai organizat, ești mai disciplinat. Chiar dacă nu urmărești, știu eu, să transformi corpul, să ai o anumită musculatură, starea de bine pe care o ai după fiecare antrenament este cel mai mare rod al muncii pe care îl depui la sală. Bun. Starea de bine, energia, veselia. Cuvinte foarte frumoase, dar în același timp, să zicem, dacă acest conținut frumos al cuvintelor și frazele exprimate din nou se regăsesc în a practica și a transmite, să zic, la doamna Liliana, care este cursant, să zic, cum se transmite efectiv, deci, ca și cum primiți aceste impulsuri? Dumneavoastră ați avut dreptate când ați spus că, sau când m-ați perceput ca și un om exigent. Nu cred că aș veni dacă nu mi-aș lua de acolo ceea ce am nevoie. Și nu întâmplător i-am pus întrebarea Monicăi cum privește ea sportul ăsta sau ceea ce face sau antrenamentele ca și o profesie, pentru că în momentul în care tu ești pe zona ta de talent și zona asta de talent tu faci cu pasiune ceea ce faci și se întâmplă ca să duci la serviciu zona asta de pasiune, tu nu ai cum să nu faci ceea ce trebuie acolo și practic în momentul în care tu alegi să duci o muncă sau să desfășori o muncă accesând latura asta de pasiune, tu nu ai cum să nu duci la desăvârșire și eu cred că Monica este pe zona ei de talent când vorbim de cel puțin de aceste trei sporturi care ea și le-a ales, pentru că v-am spus vreau iarăși să vin și să spun că ea a spus că își imaginează că are o scenă în față și că își asumă diferite roluri. Eu acele masca aceea am spus la rolurile acelea pe care ți le asumi tu. Exact. Adică Monica îmbracă rolul de. Și fiecare dintre ele le face cu această pasiune, pentru că este pe zona ei de talent, face ca totul să fie în zona de profesie, în zona de profesionalism. Da. Și reușește să transmită, în plus față de ce ai spus, cred că e vorba de autodisciplină, cultivarea spiritului de autodisciplină, cred că este vorba de cultivarea perfecțiunii. Eu nu cred în perfecțiune, dar Monica mă inspiră că este ceva mai mult decât cred eu ca și perfecțiune. Cred că este vorba de perseverență și cred că este vorba, un cuvânt care mi-e place foarte mult, consistență. Tu nu poți să faci absolut nimic în lumea de astăzi fără consistență. Și consistența îți vine din cum tratezi tu ceea ce alegi să faci. Da, exact. Perfect. Haideți să luăm un moment de publicitate, timp în care vom relua Arena Sportivă, partea a doua, după acest moment publicitar.
Începem partea a doua a Arenei Sportive, Arena Sportivă care în această seară are două invitate de excepție, două invitate care, în timp ce o invitată este antrenoare, instructor de fitness, mișcare de întreținere, să spun așa, nu de rezistență, ar putea fi și de rezistență, întreținere și frumusețe, dar în același timp o doamnă, deci Culda Liliana, este și o practicantă efectivă și un, de ce nu, un produs, să zic așa, al acestei Sălăjan Monica, care practică la un nivel destul de înalt, să zic așa, din punct de vedere atât energetic, cât și din punct de vedere al echilibrului, să zic așa. Timp în care o să întreb pe Monica, deci a rămas încă o ramură, să zic așa, cu care ești pe piață, să spun așa. Exact. Da. Și pe lângă sensibilitate, grație și normal, echilibru și relaxare, trebuie să mergem și un pic înspre energia de grup la un alt nivel, un pic de nebunie, cum îi zic eu, și mergem la antrenamentele cardio. Da. Antrenamentele de step workout. Avem fiecare câte un stepper, lucrăm și cu greutăți. Efectiv, antrenamentul se derulează pe o muzică ritmată, în care încercăm să ne relaxăm jucându-ne puțin cu stepperul, jucându-ne puțin cu alte tipuri de exerciții. Dorim să îmbunătățim, în primul rând, sistemul cardiovascular. La stepper lucrăm în mod special mușchii fesieri, mușchii coapselor, mușchii gambei, dar este un antrenament complex pentru că lucrăm și cu greutăți. E acea nebunie pentru că pe mine mă eliberează într-un alt fel decât cele de antrenamente de pilates și de yoga. Da. Îmi dau frâu altor trăiri și pot să zic că pe mine mă duce într-o altă atmosferă, ceea ce sper să le transmit și fetelor din spate. Văd zâmbete la antrenament, mi se dă posibilitatea să mă și prostez în ghilimele, să mai și dansez, să fac și alte mișcări pe lângă cele pe care mi le-am propus. Și acea energie de grup pe care de care avem nevoie. Avem nevoie și de relaxare, dar avem nevoie și de acel gen de mișcare. Precizez că pe lângă antrenamentul de step, care de la fel mi este foarte drag, pe parte de personal trainer, lucrez și cu copii, lucrez și cu persoane adulte, dar lucrez și cu persoane care au deficiențe de vedere. Lucrăm într-un antrenament personalizat. Mergem strict pe nevoia clientului și acest lucru din nou este un lucru care pe mine mă provoacă dincolo de antrenamentele de grup, pentru că persoana cu care lucrez vine cu alt tip de nevoi. La parte de copii, trebuie să ne jucăm, trebuie să te transpui nevoilor lui, pentru că nu poți să lucrezi la fel ca și cu un adult. Îi dai un tip de exerciții, insisti sau îl motivezi într-un anumit fel. Trebuie să te joci, efectiv. Iar persoanele cu deficiențe de vedere, acolo iarăși este o întreagă poveste. Este cu totul altceva. Fiind nevăzătoare sau parțial nevăzătoare, implică o altă modalitate de a explica efectuarea unui exercițiu. Trebuie să pui mâna, să vorbești non-stop, dar iarăși pe mine mă încarcă într-un fel în care nu mă încarcă celelalte antrenamente, adică mult mai mult. E o poveste de viață. Doamnele respective sunt niște femei foarte puternice, foarte ambițioase. Eu le admir, le laud, le promovez într-un anumit fel, pentru că suntem persoane, avem persoane în jurul nostru care au toate posibilitățile să vină să facă mișcare și poate din anumite motive banale sau nu foarte serioase nu vin să o fac și ele totuși vin și țin de ora respectivă cu dinții. Nu trece o săptămână în care ele să nu fie prezente. Nu se poate în ziua programată, reprogramăm, dar ora aceea este sfântă pentru ele și pentru mine e un exemplu de viață. Da. Să vii să lucrezi în anumite condiții
E un mare lucru. Credeți că este posibil să aibă un transfer de energie de la persoanele respective spre dumneavoastră și la dumneavoastră spre persoanele respective? Da. Eu cu dânsele am simțit un schimb de energie foarte bun de la primul antrenament. Am reușit să comunicăm foarte ușor. Ele au apreciat faptul că n-am fost reticentă în fața problemelor pe care le întâmpină, pentru că au mai încercat să mai lucreze și nu a existat acea conexiune. Între noi a existat. La grupurile mari, să zic așa. Da, antrenamentele de seară, de grup. La acele grupuri mari. Cum simțiți dumneavoastră că se descarcă acea energie sau prin ce metodă, să zic așa, faceți ca să se elibereze de toate energiile, să zic, negative sau acumulările așa de-a lungul, să zic, unei zile de activitate care îi provoacă? Și atunci, sigur că da, are loc acea descărcare. Dar cum simțiți dumneavoastră? Începem cu un zâmbet. Deci zâmbetul... Începem cu un zâmbet. Transmitem rezolvă parțială. Începem cu un zâmbet, începem cu un salut, începem cu o bătaie de palme. Întrebăm, avem timp înainte de fiecare antrenament să discutăm câteva secunde cu fiecare în parte, la final iarăși. Zâmbetul face mult. Transmitem dacă ziceți că zâmbetul face mult, haide să zicem, să îi spunem la doamna Liliana să pun o întrebare, să vedem cât Liliana face întrebarea. Liliana, simte, domnul Moga, că acum... Hai, Liliana, să văd ce întrebare. Eu mă uit așa provocatoare. Eu mă uit la... Nu îi pun nicio întrebare în momentul de față. Mă uit așa frumos la Monica și spun că Monica nu dă tot ce e din ea acum. Nu. Și că Monica... Și mie mi s-a părut. Și o provoc. Adică, vă rog frumos să mă credeți că este o cu totul altă trăire în momentul în care beneficiez de acest sport, grup și cardio, cum i-ai spus tu, nu o să-i spunem în engleză, nu știu cum îl traduce, dar îl numim step workout. Deci, e o descătușare de aia de energie și noi suntem acolo, venim toate de peste tot. Monica are parte de lume pestriță. Mare pe mine tumultoasă, are pe altcineva cu un temperament mai relaxat, mai liniștit. Să vă întreb o secundă. Sunteți în grupuri, deci nu contează grupuri mixte sau grupuri și. Specifice? Și femei și bărbați. Și femei și bărbați. Da, și femei și bărbați. Vă dați seama că ea ne strânge pe toți. Și foarte frumos ai spus că tu de fapt te uiți la noi și tu te uiți și vezi și nu ai cum să nu fixezi limbajul non-verbal. Știu că transmite mult mai mult. Și ea ne strânge pe toți acolo și reușește. Și eu caut lucrul ăsta când lucrez cu echipe. Reușește și ne dă un ritm. Ce se întâmplă când ai un ritm? Când ai un ritm într-o orchestră, ce se întâmplă? Deci ajungem pur și simplu să ne dorim să fim în momentele acelea, ajungem să ne dorim să fim la antrenamentele cu Monica și nu știu de ce e așa de modestă, dar de fapt stau să mă gândesc că nici nu știu cum ar putea să demonstreze și să arate un picuț din partea aceea care ea o exprimă, cel puțin la antrenamentele de workout. Uitați-vă cât este de frumoasă și uitați-vă cât este de firavă și delicată. Fluieră. Da, transmite multe. Domnul Moga, fluieră. Așa. Și domnul Moga, ridică tonul. Deci dacă am la yoga și la pilates un ton potrivit tipului de sport, din coace văd puterea, nu. Deci eu am stat așa undeva în spate și zic cum e posibil de așa ceva. Și acum eu te provoc. Cum ar fi dacă ai face un antrenament pentru toată lumea pe terenul de fotbal, nu știu care, să fie un soi de zi a porților deschise, că eu n-am gustat așa ceva, v-am spus, de 15 ani fac sport. Liliana, hai să întrerupem pe doarea foarte interesantă și filozofică, să zicem practic, ce ți-a transmis această persoană? Wow, eu am căutat ritmul ăla când să-l găsesc undeva când lucrez și aliniez cu o echipă. Da. Defecte, ca să spun așa, în termeni tehnici. Super. Ai mers acolo și domnule, trebuie să mâncare energie, să reva plusurile. Fizic, cum am mers? Fizic, cred că am pierdut vreo 3 cm. Fizic? Deci la corp. În corp fizic eu cred că am pierdut. Am aceeași greutate. Seara când mă culc, îmi simt mușchii că lucrează și simt că pur și simplu și a doua zi încă dimineața sesizez cum lucrează mușchi. Deci practic mă lași cu mușchii lucrând. Am văzut perseverența, am văzut că dacă încep de aici, am văzut că nu pot să le fac ca lumea, am văzut că Monica vine și îmi explică, am văzut că se uită la mine, am văzut că îmi dă o variantă de mijloc la exercițiul acela, ca eu pe urmă după 2 luni de zile să ajung la perfecție, dar să ajung să-l fac mai bine. Și asta ce mi-arată? Deci la Monica am învățat că pot să depășesc limite. Deci chiar n-aș fi crezut că pot să fac, după 2 luni de antrenamente cu Monica, n-aș fi crezut că pot să fac ceea ce pot să fac asta. Da. Și ea m-a condus în călătoria asta de a vedea că pot să trec de limitele mele.
Da. Monica, uite, eu te felicit că ai adus în această seară în studio ca să vadă și lumea, ai adus un elev, să zic, bun, ca în orice, să zic, societatea elevilor, în orice clasă, sunt elevi de note mai bune, note mai la mijloc și, până la urmă, sigur că da, e acea clasă. Dar ai adus, de data asta, ai adus un elev premiant, ca să spun așa. Ambițios, un elev ambițios. Așa, care tinde acolo, spre locurile principale. Da. Mă iertați, dar ea ne duce. Ea ne duce pe toți într-un fel sau altul. Da, dacă ai profesor bun, mai zice, da, atunci și elevul e bun. Dacă ai un antrenor bun și la fotbal, vedeți cum sunt. Dacă nu rămânem Rix, după ore. Internaționale. Da, rămânem după așa. Ore. Da, rămânem după ore și... Că tu te pedepsești. Da, da. Deci eu mă autopedepsesc, da. Dacă îmi ies din ritm sau... Dar e ritmul acela dus de către Monica într-o adevărată orchestră, la finalul repertoriului, noi plecăm acasă încărcate pozitiv și cu poftă de muncă și cu dorința de a reveni cât se poate de repede. Da. Ca să mai fie și în termeni fotbalistici, să știți că și acolo, la nivel de performanță, că este o mișcare de întreținere, de evaluare tot timpul a sănătății, a frumuseții și așa mai departe. Sunt fotbaliști celebri în lume, mă rog, Neymar, Ronaldo, ăștia care după orele de antrenament, se zice, sunt filmați, sigur, în camere de luat vederi, le dă antrenorul o temă, să zic, să execute 50 de lovituri, de la 11 metri sau de la o distanță de 20 de metri și după antrenament mai rămân circa o jumătate de oră, zice, și exersează exact ultima temă pentru a atinge perfecțiunea. Deci vă dați seama că toți am merge acolo să tindem spre o perfecțiune, dar absolutul am învățat și la că nu există, dar suntem aproape, cum se zice. Bun, ceva proceduri mai deosebite, mai ai vrut ca să nuanțezi. Deci din amalgamul total de procedee folosite și de ce poți să zici, care sunt mai cele mai primite cu entuziasm, cele mai atractive, să zic. Acum mergem ca și un posibil elev al dumneavoastră sau al tău, ca să da, deci antrenamentele de grup, antrenamentele de seară, exact, da, sunt cele mai frecventate pentru că toți avem câte un job pe parcursul zilei și ajungem destul de greu și așa orele la care noi ținem antrenamentele sunt de la 6, 7 seara, 7, 8. Dar desigur, dacă dorești mai mult, îți dorești mai mult, sunt antrenamentele acelea personalizate de care eu am vorbit. Împreună cu Călin Domșan noi lucrăm și dimineața pentru cei care au programul diferit. Antrenamentele, da, de grup de la noi, de la sală, sunt diverse. Atunci, ca să zic așa, să înțeleagă și telespectatorii noștri pe un limbaj mai domestic, înseamnă că dacă orele respective sunt după masă, ziceți că aveți, da, dacă sunt mai multe decât cele necesare, nu... persoana respectivă nu este, să zic așa, a fost expusă de-a lungul zilei sau de-a lungul unei luni de activitate intense. Nu simțiți că a fost expusă mai mult, să zic, unor riscuri, unor... sau este pur și simplu o plăcere a practicantului respectiv? Cum vedeți dumneavoastră, că îl citiți așa din interior, exterior? Da, deci la antrenamentele de seară, la antrenamentele de grup. Deci acolo este... Da, pentru că acolo fiecare lucrează în ritmul lui. Este lăsat în ritmul lui. Deci nu clar. Se impune un anumit standard. Da, exact. Fiecare își ia pauză când simte nevoia. Noi tot timpul spunem cursanților, ești la început sau ești obosit, ai variante moderate. Noi arătăm variantele moderate, deci poți să execuți un anumit exercițiu la un iese, nivel la terminarea mediu. Exercițiului faci o pauză, iar exact. La finalul exercițiilor noi avem stretching, recuperare musculară, iar dacă se dorește să se meargă pe o anumită nevoie sau pe o anumită, știu, îți dorești mai mult de la tine, să te dezvolți pe parte musculară mai mult, sunt antrenamentele personalizate. Noi lucrăm și dimineața, noi lucrăm și pe parcursul zilei, iar seara sunt acele antrenamente de grup de care povesteam mai devreme. Da, Liliana, ai zis că ai o întrebare de baraj pentru persoana din față. Ce zici? Mă gândeam așa, Monica, ce crezi tu că ne dai nouă? Chiar așa, deci trebuie să merg cu un scop. Da. Eu țin să cred că vă dau ceea ce simt eu pe parcursul unui antrenament. Acea emoție de care vorbeam, acea putere pe care o simt, acea sensibilitate, feminitate, forță exact, toate ambalate
într-un mod personalizat, adică eu simt acele lucruri ca fiind în conducerea unui antrenament, dar vreau să le simțiți și voi și vreau să le simțiți nu numai pe plan fizic, ci și pe plan mental. Deci vreau să găsiți acel echilibru de care eu tot vorbesc, pe care eu îl simt în timpul antrenamentelor până la urmă, și acea bucurie de a-ți simți corpul, că e pus la treabă, de a-ți simți fiecare mușchiuleț că e acolo, că există. Vreau să simțiți bucurie, vreau să simțiți armonie. Da. Bun, și hai să o întreb pe Liliana. Deci, ai observat sau, mă rog, în lunga, că ai zis că de 14-15 ani, practici și așa mai departe. Deci, este nevoie ca să practicăm, să ajungem la un nivel de a ne, că să zic așa, ne-a egala deci trăirile energetice și, mă rog, emoționale din interiorul corpului nostru, diferă și gradul de instruire a persoanei, gradul, mă rog, ce ocupă în viața civilă și așa mai departe, sau este pur și simplu o formă umană de a face această mișcare? Cum o vezi, Liliana? Eu, de-a lungul celor 15 ani, de când practic sport și chiar merg de 2-3 ori la sport pe săptămână, eu am rezonat destul de bine cu toți cei pe care i-am ales. Da. La momentele acelea, cred că am reușit ca să construiesc o relație astfel încât să pot să rezonez și să pot să intru acolo și să port, să mă las condusă de cel cu care am lucrat, astfel încât să-mi îndeplinesc obiectivele. Pentru că obiective au fost și la Monica, obiective au fost și la ceilalți care... și la ceilalți care au fost acolo. De ce sunt astăzi aici? Pentru că așa am ales ca să se întâmple și pentru că mă gândeam că nu întâmplător i-am pus întrebarea la Monica ce crede ea că ne dă. Pentru că exact același lucru l-am simțit și eu, că ne dă. Și obiectiv atins. Da. Și chiar mă duc acasă, Monica zicea de acel echilibru care caută să ni-l dea, dar a terminat exact cu cuvântul, pentru că eu aș fi vrut să întorc. Dar ea, nu știu, probabil comunicăm telepatic, nu știu ce se întâmplă. Da, a terminat cu cuvântul armonie. Da. Eu asta caut. Asta caut, să mă duc să-mi găsesc o stare de armonie care, cu care să mă duc acasă și să pot să încep să dorm liniștită. A, dorm extraordinar de bine. Deci după orice antrenament care am beneficiu, dorm, da. Dorm foarte bine. Și cu acea stare de armonie pe care o am, să pot să iau de la capăt o zi care pentru mine poate că este lungă, poate că sunt provocările și care cred că sunt la fiecare dintre noi. Da, să pot să fac față cu drag și cu așa cum trebuie provocărilor care mă așteaptă a doua zi. Și ea chiar transmite lucrul ăsta, adică chiar reușește, v-am spus, ne ține acolo așa, suntem o lume pestrița a ta, ne ține frumos, face o echipă din aia așa frumoasă, cu un ritm, cu o orchestră, cu o melodie fascinantă, foarte frumoasă. Da. Și ne face să ne dorim, ne face să ne dorim acolo pentru spiritul acela de echipă pe care fie... cred că și ea și Călin. Da. Să fiți cum a zis dumneavoastră, cum a zis Liliana, când vorbim așa pe direct, cum a zis că în cele, să zic, 3 zile pe săptămână să simți că dacă se poate ieși mai mult. Pozitivism, da. Și bun. Dar... sportul e sănătate, domnule Moga. Și încă o dată vă felicit pentru emisiunea asta. Sportul este sănătate. Sportul, nu oricine poate să facă un sport. Dacă alegi să-l faci puțin mai bine decât la nivel mediu, nu are cum să nu te crească. Și se spune că tu cum faci un lucru, așa le faci pe toate. Păi eu dacă mă plantez într-un mediu sănătos și potrivit și într-un mediu de creștere și dezvoltare și dacă mă duc la Monica și iau de la Monica perseverență, consistență, adică să fie ceva acolo, să mă duc degeaba. Da? Dacă iau o autodisciplină, dacă iau o disciplină, dacă iau sănătate, dacă îmi pun corpul în mișcare, vă dați seama că nu am cum să nu introduc în tiparul meu comportamental ceva sănătos care pe urmă să mă manifest în altă parte. Dacă sunt disciplinată, nu cred că sunt disciplinată doar la orele Monicăi. Deci da. Eu personal am o viață, adică n-am trecut degeaba prin viața asta și chiar am învățat, sunt un autodidact, învăț tot timpul, nu există. Dar așa eu învăț, este. În momentul de față învăț de la Monica și m-am lăsat inspirată de Monica. De la cursanții deci reciproc. Exact, în schimb de experiențe, până la urmă. Așa este. Deci aminteați ceva de emisiune, sigur că dar noi prin această emisiune, deci promovăm mișcarea sportivă, promovăm sănătatea, să zic, sănătatea există dacă avem o stare tehnică, ca să spun așa, corespunzătoare. O sănătate bună există dacă facem ceva mișcare, dar în același timp, sigur că da, sunt provocări. Este sportul de performanță. Noi invităm aici și pe cei de performanță și începători și pe cei mai puțin consacrați, pentru că arena sportivă înseamnă un loc pentru toți. Deci nu înseamnă că preferențial atunci am putea să aducem
numai de la 2-3 cluburi din oraș, care ne mândrim sigur cu aceste cluburi, volei, să zic așa, handbal, ne mândrim că ne duc numele orașului și a județului acolo unde este sus și pentru aceasta toată considerația noastră, dar în același timp ne aplicăm și asupra celorlalți care au ceva de spus în acest domeniu. Deci de aceea, Monica, să te întreb, ai ceva corespondență, să zic, dacă ai studiat, să zic, sau mă rog, în Comunitatea Europeană, în alte țări, cam cum este cu această mișcare de întreținere? Noi participăm la convențiile de fitness care se organizează în țara noastră. Da. Cel mai mare, pe care o considerăm cel mai mare, se ține anual la București, de o companie care este extinsă în toată Europa. Acolo sunt prezentați instructori străini, instructori de la noi din țară care aparțin aceleași organizații și putem să facem diferență, putem să preluăm de la ei felul în care ei predau anumite ore, alte tipuri de antrenamente. Se fac și în același timp ore practice, să spun. Da, deci da? Se țin antrenamente în cadrul conferinței respective, da, și atât instructori străini cât și instructori de la noi din țară, aparținând aceleași organizații. Putem să spunem că ne ridicăm la același nivel, că pe plan național ne-am dezvoltat foarte mult în ultimii ani în ceea ce privește lumea fitness-ului. Avem dovadă că sunt numeroase cursuri de instructori pe parcursul anului. Sunt mulți instructori veniți în ultima perioadă. Suntem acolo unde trebuie. Pot să spun, Monica, că această mișcare, deci fitness-ul, este la nivel european, da, deci la noi, da, în țară, dezvoltat, da, prin oamenii pe care avem, sigur, și prin cursanțe, bineînțeles, sigur, inițiatori. Da, da. Cursurile sunt foarte bune, oamenii sunt foarte bine pregătiți. Da. Și parcă se amplifică mișcarea. Da, se amplifică, da, se dezvoltă din ce în ce mai mult, ceea ce este foarte bine, până la urmă, să promovăm mișcarea, da, și în rândul tinerilor. Liliana, în ultimele, să zic așa, minute ale emisiunii, un îndemn pentru cei care ar dori să vină spre mișcarea voastră, spre a iniția, ce gânduri ai sau cu ce mesaj ai venit? Păi eu îi încurajez să încerce un antrenament de step workout. Nu știu ce denumire să-i găsesc în limba română. Un antrenament cu stepere. Cu stepere, da. Cu stepere, da. Pentru îmbunătățirea? Pentru a-și lua energia aceea care poate s-ar putea să le ajungă nu pentru următoarea zi, cum am spus eu până acum, pentru toată săptămâna. Da, e foarte și important. Și să se gândească cum ce înseamnă să-ți pui corpul din interior, pentru că, de fapt, lucrurile minunate în exterior ies dacă noi stăm ok și suntem ok în interior. Și să vină să vadă un picuț cum se câștigă starea aceea de armonie, dar cu veselie, cu bucurie, cu muncă, cu cardio, cu transpirație, cu dans, cu fluierături, cu ton așa mai ferm. Da, da, deci e interesant. Și lansez provocarea Monicăi să facă afară, pe un teren de, nu știu, mare. Da, ziua porților deschise. Vine timpul și mai dificil cu ploi, cu asta, dar noi lucrăm și pe ploaie. Și pe ploaie, da. Deci e cel mai acceptabil pe ploaie, pentru că... Să ne lăsăm un pic provocați, să ieșim din zona noastră de confort. Da. Da. Bun, așa, în sală așa, și la cald, toată lumea știe. În ultimele minute ale emisiunii, un îndemn, un mesaj pentru cei care vin spre voi, ce poți să zici? Noi încurajăm, la fel ca și Lili, încurajăm partea de tineret, pentru că, din câte am observat la noi la sală, marea majoritate a participanților sunt de la 30 de ani în sus. Pe partea de tineret, acolo ne lipsește puțin. Încurajăm să vină. Sunt tineri, sunt frumoși, sunt zveli, sunt energici. Să vină să ne transmită și nouă acea energie. Da. Pentru că nu... Deci nu trebuie să vină cineva să practice un antrenament de fitness pentru, în mod special pentru a pierde din greutate. Pentru acea stare de bine, pentru acea energie de grup. Și atunci noi luăm de la tineri, tinerii iau de la noi. Schimbul acela de experiență este minunat. Da. Bun, cu aceste frumoase cuvinte ale celor două invitate ale emisiunii, deci doamna Monica, instructor fitness, și Liliana, practicant, inițiator al acestei mișcări de fitness, al acestei mișcări de înfrumusețare și întreținere sportivă. Noi vă spunem la revedere, toate cele bune și mulțumim invitatelor pentru prezența la emisiune. Mulțumim tare mult! Așteptăm la sport!